Tradițiile și melosul popular românesc nu au lipsit din festivalul Zarva. Publicul, indiferent de vârstă, a fost atras de arta marionetistului Bruno Mastan, care a expus un discurs artistic minimalist într-un spectacol care a impresionat prin forța de sugestie. Combinând cu delicatețe și un desăvârșit bun simț artistic melodia și cântecul autentic românesc, cu costumele și cu un arsenal gestual adecvat transmis păpușilor sale, Bruno Mastan a reușit, indiferent de locul de spectacol, fie că a fost vorba despre primitorul sediu de Copermolan Cultural and Arts Center sau despre piața centrală din Vals, să atragă, să convingă și să emoționeze. Aceste două spectacole au demonstrat că folclorul și tradiția au forța de a spune ceva și altfel decât prin fumul câteodată înșelător al grătarelor sau decibelii mult întrebuințatei triade taraf solistă călușa. Seria surprizelor plăcute a continuat. Zarva a invitat publicul pentru cel de-al doilea concert cameral în localitatea Valkenburg, în vecinătatea orașului Vals, la Openluft Theater Valkenburg. Practic săpat în stâncă, într-un cadru cu note romantice, spațiul de concert a rezonat în prima parte la notele unor opusuri de Bartok sau Enescu, încă nu la fel de bine cunoscute în spațiul euroregiunii Mas-Rhein, așa cum sunt la noi. Și-a asumat latura non-conformistă numai în măsura în care lucrurile au decurs de la sine. Așa s-a întâmplat cu invitația la dans pe care violonistul Marin Simons a adresat-o publicului cu ocazia interpretării unei piese de Astor Piazzolla alături de pianista Carina Șabac și violoncelistul Mateusz Kwiatkowski. Astfel, în spațiile de concert ale Zarvei româno-olandezo-belgiene-germane, nu au mai existat naționalități, ci doar personalități, deschise în a primi și a dărui emoția cunoașterii reciproce. În partea a doua, așa cum avea să se întâmple de altfel și cu ocazia concertului final, muzicienii protagoniști ai serii au supus atenției publicului o remarcabilă acumulare de energie cerută de un opus brahmsian care i-a reunit pe Marian Simons la vioară, Andrew Simpson violă, Mateusz Kwiatkowski violoncel și Carina Șabac pian. Organizat de Asociația VBC cu sprijinul Institutului Cultural Român prin programul Cantemir, proiectul Zarva a creat o rupere de ritm
desigur culturală, prin intermediul artei plastice, a celei componistice și a celei interpretative, precum și printr-o inedită prezență a tradițiilor populare românești în viața unei comunități în care imprevizibilul și discontinuitatea practic nu există. Deloc deranjați de fenomen, ba chiar încurajându-i cu căldură pe artiștii prezenți, locuitorii din Vals, spațiu de întâlnire a culturilor olandeză, germană și belgiană în euroregiunea Maas-Rhein, publicul și autoritățile locale au înțeles că zarva românească nu a fost doar zgomot, ci a avut și conținut. Ea a fost apreciată și dorită din nou la anul.